Sunt foarte fericită că am fost invitată la acest eveniment. Este primul flash mob din cariera mea și am avut ocazia să lucrez cu 250 de fete, fete normale care n-au dansat niciodată până acum, dar care s-au ambiționat pentru acest proiect și au dat tot ce au avut ele mai bun ca să iasă totul bine. Mi-a plăcut de la început ideea celor de la Gillette Venus de a scoate zeița dintre noi fetele prin dans, pentru că dansul transmite emoții, bucurii, fericire și mai ales încredere. 1, 2, 3, 4. Am făcut împreună cu Bursucu coreografia, sper din tot sufletul să vă placă. Eu iubesc foarte mult dansul și prin dans intrăm într-un univers magic extraordinar. Mergeți, uite, acolo unde sunt mesele astea, toată lumea de la grupul A, da? Grupa B! În fața treptelor. În fața treptelor, acolo mai în spate. Acesta a fost primul flash mob pe care l-am făcut până acum, în toată cariera mea de coreograf și de dansator. Nu am mai făcut acest lucru și nu am fost implicat în niciun proiect de un asemenea nivel. Grupa F, vă duceți toate în spatele scărilor. Grupa D, ne strângem aici, că nu se culte. Trebuie să recunosc că într-o lună de zile să cunosc atâtea fete, nu mi s-a mai întâmplat. Pe unu, veniți cu mine. La revedere! 4, 5, 6. Cred că am ales din mulțimea de fete pe care am avut-o cele mai bune 250 de fete pentru acest flash mob și îmi doresc din tot sufletul să iasă bine. E greu, dar nu imposibil. Toată lumea cu ochii pe mine, eu vă fac semn când să plecați să înțelegeți pe muzică, da? Hai să încercăm! Coreografia acestui flash mob a fost făcută împreună cu Andreea Bolan. Colaborăm în foarte, foarte multe proiecte și ăsta a fost unul din proiectele în care am lucrat împreună. Am realizat această coreografie, zic eu, pe care o poate învăța toată lumea și îmi doresc ca această coreografie să devină una foarte cunoscută în această vară. Să văd așa lumea când mă duc la mare, când mă duc la munte, să văd lumea când mă întâmpină și încep să danseze. A fost bine, mâine la filmare trebuie și mai bine. Dar mai avem o locație unde n-am apucat să repetăm. De fiecare dată când dansez, mă simt extraordinar de bine, dar pe lângă emoția transmisă de melodia pe care dansez, pentru mine, ca și dansatoare, este foarte important cum arăt. O rochiță frumoasă, sandale frumoase și mai ales picioare legendar de catifelate fac totul să fie perfect în ringul de dans. Rezultatul, o dansatoare se simte ca o zeiță, transmite emoții și mai ales are o putere de seducție extraordinară.